Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Pentru acest video vreau să fac adevăr și provocare 1. Așa, mulți prieteni de la mine de la blog mi-au sugerat să fac adevăr și provocare. Ce să facem? Eu chiar vreau. Trebuie să țin provocările în minte, stați așa. Deci, primul este Andrei și mi-a sugerat să mănânc un ardei roșu, foarte roșu, fără oprire. Am adus și ardeiul, uitați-l, roșu tot. Așa, să începem. 3, 2, 1. Gata, mi-a mai secut. Nu, nu a fost bun deloc. Mă dur ochii. Cu capul meu. Așa bine. A doua provocare vine de la Iulie, care mă provoacă să mănânc o lingură plină de sare. Să facem. Bine, nu prea plină. Așa am revenit. Eu nu mi-am luat o lingură, așa că mi-am luat o mână, uitați aici. 3. Sunt pe birou, uitați. Uitați-vă bine. Gata, 3 de ușor. Așa, a doua provocare vine de la Flavius Dăbâr, care îmi zice să mă arunc din pat. Doamne, să mă arunc din pat, să mă arunc un pat pe spate. Of, ok, așa stă treaba, nu? Opa! Uitați-vă bine! Stai să-mi dau pe ec de ăsta mare! Așa. Se de patul? Da, se de. Se de sol, vine prin patul ăsta. Trebuia să merg mai repede. Și mai bine, 3, 2, nu știu. De 3 ori parcă aici, nu știu. Oh, nu? Oh, spatele! Ui! Provocare stupidă! 3! Oh! În fine, nu mai putem, și stăteam așa, să dau cu degetul prin ecran. Nu am pauză, nu ne facem. Mamă, lovi la cap. Ai, capul meu, mâncai sare. Piu, ardeiul ăla încă mă ustră. E roșie limba. Nu mai mi-a să fac nimic, vă jur. Bine, cam atât și... Nu, mai facem una. A doua provocare vine de la ăla, de la Andrei, de unul care stă la 2, nu celălalt, care zice să mă târesc pe covor. Așa, am revenit și eu stă aici, nu mă vedeți decât o mână, așa, și trebuie să începem. Deci să mă târesc pe covor. Dați-o covor. Da. Ce mai provocare mi-e asta? Provocare prostă.
ok, și cam atât cu vlogul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați butonul de like și un subscribe dacă sunteți nou pe canal și un comment. Bye. Hei, cum se vede? Loot, 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 loot.